Astăzi vorbim despre siguranță. Cum simplu, accesibil, ușor să-ți protejezi casa sau absolut orice vrei tu. Până atunci, nu uita să te abonezi, evident, să ne lași un comentariu, să ne pui și un like. E tot ce vreau de la tine. Hai să începem! Feel alive, let's hit the dance floor. Don't work too hard, my break a backbone. Return to the Mac, the king is back though. Covenant and cash, I never like those. Despre ce totuși vorbim? Despre camera de supraveghere wireless IMO QE 2. Ce mai e și asta? Deoarece e un produs mai puțin popular pentru publicul larg, hai să vedem ce găsești în set. Accesorii pentru fixare, o placă de metal pentru fixarea camerei cu ajutorul magneților, încărcătorul și deja cablul. Apropo, cablul e destul de lung, lung de 2 metri. Mai departe, tot ce zic acum raportează la preț, doar $50. Deci, pe față ai microfon, evident, e clar pentru ce, împrejurul camerei sunt instalați senzorii infraroșu, un pic mai târziu îți explic și pentru ce, pe spate difuzor, adică pe lângă faptul că tu auzi tot ce se întâmplă în jurul ei, te aud deja și pe tine, apoi buton de resetare, cod de bare pentru sincronizarea camerei în aplicație, un slot pentru carduri microSD, maxim 256 de giga, și un port pentru încărcare. Din păcate doar microUSB, știu un USB ce ar fi mai practic, dar ok, admitem, asta e. Mă opresc puțin la alimentare. Iată încărcătorul, e de 5V 1A, adică la necesitate vei putea folosi chiar și un power bank. Iată ăsta de 20.000 de mAh, cu care eu am testat, mi-a ajuns pentru aproximativ 48 de ore. Un moment destul de important, camera nu are port Ethernet pentru conectarea ei la internet. Va funcționa doar conectată la Wi-Fi. Portul Ethernet rămâne prioritatea modelelor mai scumpe. Și încă ceva, dacă rețeaua Wi-Fi este mai slabă, dintr-un oarecare motiv, camera nu va opri înregistrarea, dar va scădea calitatea imaginii pentru a continua înregistrarea fără pauze. Despre imagine, despre cum aceasta va înregistra. În cifre, Full HD, 25 de cadre per secundă, compatibilă cu codecul H265, care înregistrările vor ocupa mai puțin spațiu pe cardul de memorie, senzorul de bază, de fapt e și unicul, 2 megapixeli. Da, în teorie 2 megapixeli e puțin, dar pentru o monitorizare cu contrast bun, cu calitate bună a imaginii, cu culori bune apropo, eu zic că este suficient. Senzorii infraroșu despre care spuneam mai devreme sunt pentru monitorizarea pe timp de noapte. Iată așa. Apropo, cum o fixez? Iată aici în partea de jos sunt ascunși câțiva magneți care se vor lipi de această placă metalică. Iată așa, foarte simplu. Această placă metalică deja la rândul său o vei fixa sau cu aceste accesorii, cu aceste piulițe sau cu acest scotch dublu. Sau deja o poți fixa de orice suprafață metalică, important nu aluminiu. Încă ceva, iată, manual, tu vei putea roti camera la 360 de grade, vertical, absolut cum îți place ție. O cameră de aproximativ 20 de metri pătrați o monitorizează pur și simplu perfect, dar iată, din aplicație, tu toate aceste manevre, din păcate, nu le poți face. Partea tehnică e clară, e accesibilă, e mică, arată bine, bla 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 și chestii de acest gen. Ce să fac sau ce pot face eu cu ea? În ce momente ea poate fi utilă? Iată aici cel mai interesant. Primul lucru pe care trebuie să-l faci, descarci aplicația. IMO Life îi zice, te înregistrezi, scanezi codul de bare pentru sincronizare și gata. Asta e tot ce trebuie să faci ca această cameră să înceapă a înregistra. Să vorbim un pic și despre aplicație. Cu ajutorul ei, asculți tot ce se întâmplă în jurul camerei, dar și poți vorbi cu cei de lângă cameră, îți amintești, am spus că pe spate ai și un difuzor. Verifici înregistrările în funcție de timpul când ai tu nevoie și chestii de acest gen, mai faci o fotografie, de ce nu, dacă e posibil, chiar și cu acei 2 megapixeli, apoi tot prin ea primești notificările și setezi timpul când să primești aceste notificări, despre ce notificări e vorba zic imediat și asta e cam tot. Apropo, nu am zis nimic despre înregistrări. Toate înregistrările se vor păstra pe cardul de memorie, am zis, maxim 256 de giga, sau deja pe cloud-ul celor de la IMO, la care te poți abona. Super comod, dacă sincer, în special atunci când ai mai multe camere setate, pentru că, în primul rând,
accesul la aceste înregistrări va fi mai rapid. În al doilea rând, e mai accesibil decât să cumperi pentru fiecare cameră câte un card de memorie. Asta e tot? Desigur că nu. Hai să vorbim un pic și despre scenariile de utilizare. Iată unul din ele. Imaginează-ți că camera pe care trebuie să o monitorizezi, această cameră, e goală. Imediat cum camera detectează mișcări sau voce în perimetrul monitorizat, tu vei primi notificare despre asta în telefonul tău. Al doilea scenariu, iarăși presupunem că camera sau spațiul pe care îl monitorizează camera, acolo doarme copilul. Păi iată, imediat cum camera va detecta voce, plâns, voce, mișcare, absolut orice, tu vei primi notificare despre asta pe telefonul tău mobil. Simplu, clar și comod. Apropo, ca să nu primești notificări non-stop că camera a detectat careva mișcări în timp ce tu ești în perimetrul camerei, atât timp cât telefonul este în aceeași rețea cu camera, rețea Wi-Fi evident, notificările nu vor veni. Ce vreau să zic în concluzie? Acum o zic sincer, când am primit camera la test, mă gândeam că cui poate fi ea interesantă? E o cameră tipică ca și oricare altele, doar 2 megapixeli, funcțional minim, dar după ce am testat-o timp de câteva zile, am rămas plăcut impresionat, pentru că uite cât de simplu și accesibil îți poți păstra bunurile în siguranță.